Trebuie să înțelegi că tot ceea ce faci pe bicicletă conține informații. Nu poți să te antrenezi după ureche sau după cum spun prietenii, deoarece ești o persoană cu caracteristici unice. Ai vârsta și experiența ta. Antrenamentul nu e la fel pentru toți, el trebuie făcut într-un anumit mod. De multe ori în viață am observat că nu e de ajuns să faci 80-90% dintr-un lucru, e nevoie să dai 100%. De exemplu, un examen nu-l iei dacă ai rezolvat 80-90% din problemă, ci numai dacă ajungi la rezultatul corect. La fel, degeaba construiești o casă în proporție de 90% dacă plouă prin acoperiș. Ei, vezi, la fel e și cu antrenamentul. E nevoie să faci lucrurile corect 100%. În ultimii 10 ani de când practic ciclism, am șlefuit noțiunea de antrenament. În cele peste 200 de competiții la care am participat, am avut ocazia să observ ce funcționează, ce nu și mai ales de ce. De ce funcționează lucrurile și de ce nu funcționează. Iar astăzi am ajuns într-un punct unde știm exact ce funcționează, care sunt etapele și pașii necesari pentru a ajunge într-un vârf de formă. Sunt 3 caracteristici care fac un sportiv complet. Prima dintre ele sunt abilitățile naturale, înnăscute. Alta este înțelegerea principiilor de antrenament. Iar a treia parte este ceea ce numesc disciplina. În acest program voi arăta lucruri pe care nu le-am mai arătat până acum. De exemplu, care este momentul cursei în care poți să faci diferența față de 90% dintre ceilalți participanți sau cum poți câștiga aproape orice sprint cu un adversar. Asta nu e magie. De obicei e o combinație între o analiză foarte precisă a lucrurilor pe care le facem și mult exercițiu. Și te voi învăța cum să faci lucrul ăsta. Vei învăța care sunt etapele unui plan de antrenament, cum le parcurgem pe fiecare, cum rămânem motivați zilnic și ce antrenamente specifice facem în fiecare lună. Practic, vei ști ce ai de făcut absolut în fiecare zi, de când începem programul de antrenament, timp de 7-8 luni de zile. Acum parcă se ridică un pic ceața și totul devine clar și precis, nu-i așa? Discutăm despre strategii și mici detalii pe care le-am folosit ca să câștig competiții importante până acum. Programul GeoCoach este șlefuit timp de 6 ani de zile cu ceilalți cursanți. Este atât de bine pus la punct încât adversarii tăi nu vor avea habar ce faci. Ciclismul este unul dintre cele mai frumoase sporturi pe care poți să le faci. De ce? Pentru că nu depinzi de un pătrat, nu depinzi de o echipă, ești independent, ești doar tu cu tine. Iar dacă îl faci așa cum trebuie, cu o pregătire potrivită, vei ajunge să-l iubești tot mai mult. Nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele oamenilor care au parcurs programul GeoCoach. Ei cu gura lor mi-au spus că iubesc ciclismul mai mult datorită faptului că acum știu cum să se pregătească pentru acest sport. E un lucru atrăgător atunci când știi ce ai de făcut. Când nu știi, e un pic ambigu. O mulțime de oameni se așează la startul fiecărei competiții fără un plan anume. Tot ceea ce fac apoi este mediocru din inerție. Au totuși speranța că își vor îmbunătăți timpul sau poate vor ajunge vreodată pe podium. Dacă nu reușesc, este din cauza bicicletei, că e prea grea, că e poate 2-6, e poate din cauza traseului, că a fost prea greu, prea multe urcări, prea multe pietre, e poate din cauza vremii, că a fost ud și mai este cazul ăla pe care știm noi doi, atunci când au avut ghinion. Când de fapt, ceea ce lipsește cu adevărat este o pregătire temeinică, un antrenament făcut cu cap. Una dintre cele mai puternice și rapide metode de a învăța este propriul meu exemplu. În GeoCoach discutăm săptămânal situații reale, probleme cu care ne confruntăm, cu exemple cum trebuie să procedăm și mai ales cum ne ajută antrenamentele pe care le facem mai târziu în competiții. Poți să ai o victorie importantă pentru că te-ai pregătit temeinic sau poți să câștigi din întâmplare, însă nu poți să fii în forma ta maximă din întâmplare. În acest moment, faci o mulțime de greșeli de care nici măcar nu ești conștient. Să nu înveți din aceste greșeli este de fapt cea mai mare greșeală pe care o faci. Când crezi că știi tot ce ai de făcut, când crezi că nu mai este nimic de învățat, exact acela este momentul când toți ceilalți încep să te depășească.
sunt Sergiu Paraschivu și acesta este GeoCoach, programul complet de antrenament pentru bicicliști amatori care vor să-și îmbunătățească performanțele în sezonul care urmează. Începând de acum, ducem pregătirea noastră la un alt nivel.